Jaja, bajola, baba! Salutare sucevenilor! Pe Bucovina TV, la Viața în Suceava, Steve sunt alături de voi, într-o zi în care ne-am gândit să vorbim despre extraterestri. Oare există aceștia? Oare au existat întâlniri de gradul 3? Știți ce înseamnă acestea, nu? Oare există extraterestri mai evoluați decât noi, care ar putea face în minte și dintr-o dată să dispară Pământul? Vrem să aflăm ce gândește Suceveanu. Eu cred că este și pe alte planete. Cred că există. Dacă după cât de mare este universul ăsta, nu știu câte miliarde de ani lumină, e posibil că în jurul altor stele să mai fie ceva. Eu nu cred că mai sunt. Nu știu chiar, sigur. Noi suntem în univers, deci nu e un univers nepopulat. Doamne, ce pot să zic că... Deocamdată e bine la sfera, Dumnezeu e mai rău, știți? Bănuiesc că da. Nu mai există altcineva. Bănuiesc că mai există altcineva. Nu cred. Nu, în niciun caz. Nu, probabil am fi prea egoist să ne gândim la asta, că suntem singuri. Nu știu. Cred că, nu știu. Nu. Nu aș crede treaba asta. Nu neapărat. Probabil ne-ar fi contactat dacă erau, ne-ar fi găsit până... Cred că da. Nu știu ce să zic, probabil. Fiecare, adică noi suntem limitați doar la lumea în care trăim. Noi și universul nostru, asta cred, numai Pământul nostru există, dar probabil ei sunt inteligenți în sfera lor, nu știu. Probabil. Pentru că sunt prea îndepărtate. Nu? Până la prima stea mi se pare că trebuie nu știu câți ani lumină, ca să ajungă un om acolo cu ceva, cu rachete din astea. Dar la capătul universului. Și poți să știi ce e acolo. Nu știu. Nu pot să vă răspund. Păi nivelul de cunoștințe ale noastre, nu? Redus în aport cu universul, nu? Nu știu, nu. Nu mă pricep la asta. Dovezi sunt, dar nu le credem noi. Deci sunt dovezi, sunt foarte clare. Multe sunt invențiile americanilor, dar asta e partea a doua. Dar suntem prea limitați ca să credem asemenea lucruri. Constrânși doar în Pământul nostru, în societatea noastră și... Într-adevăr, blocurile alea erau greu de făcut de oameni, de cărată cu o luptă, mă, la asemenea înălțim. Se poate să fie fost și ceva forțe, mai ales că sunt și, nu știu, pe niște insule, niște pietre de alea așa, nu știu pe ce insule, nu mai sunt minte care, cum se cheamă, și nici alea nu se știe cum au fost ridicate de oameni. Da, cred. Nu pot să vă spun că nu... E posibil, posibil orice, de vreme ce nu știi. Ar fi o comparație între ele, nu cred. Deci nu au fost făcute de extraterestri? Nu. Nu știu ce să zic, aici poate să fie vorba și de mâna omului care e extraordinar de mare, pentru că putem să comparăm piramidele cu World Trade Center, care sunt la fel foarte mari, foarte înalte, cam aceeași idee ar fi. Dar având în vedere timpul acela și era foarte, foarte vechi, s-ar putea să nu... Nu cred că extraterestrii au venit și au construit, au adus ceva, niciun caz asta. Nu s-au demonstrat că ar fi fost. Dar e posibil să fi fost. Cum noi am lansat în cosmos câte rachete de astea și sateliți, poate ajuns și alții la noi. Da, cred că sunt. Nu cred că ar fi ajuns mai larg la cunoștința oamenilor. Nu. Nu se poate să întâlnească oameni cu extraterestri. Având în vedere că sunt atâtea publicații în mass media, viața pe alte pământuri și tot felul, și m-am întâlnit, am simțit forme, nu știu de care, poate că nu este doar invenție și nu este doar imaginația oamenilor, pentru că nu cred că ar fi atât de mare încât să debiteze asemenea lucruri și s-ar putea să fie un fundament real. Poate vă gândiți de ce ne-am gândit la extraterestri. Așa, pentru că nu s-a vorbit în Suceava de așa ceva. Doar pe plan național și alea sunt subiecte luate de din afară. Întotdeauna vin cam de la americani. Oare există sau nu forme de viață mai inteligente decât noi pe alte planete în acest univers? Dacă vrem să credem sau nu, dovezile par a nu fi chiar așa de clare. Însă fiecare dintre noi are libertatea asta de a decide. Oare Jules Verne a inventat foarte multe la vremea lui și acum ni se par poate destul de reale și normale? Pe vremea respectivă, când te gândeai la un submarin, wow, un submarin? Cum? Și totuși acum e ceva banal, nu?
În cazul în care aveți o idee pentru emisiunea noastră, trimiteți-o prin SMS la 0744-238830. Accesați și site-ul nostru www.viatansuceava.ro, unde puteți da tot felul de idei năstrușnice pentru emisiuni. Pentru Bucovina TV, Viața în Suceava, Steve. Emisiune sponsorizată de Alsace Mod SRL. Ai alergat prin tot orașul și nu ai găsit încă mobilă de lux, modernă, din pal sau din lemn masiv, să mai fie și tapizată cu stofă sau piele? Avem tot ce îți dorești, chiar și rate în magazin, doar cu buletinul. Alsace Mod SRL vă așteaptă la magazinul Mobila lângă Bucovina, vis-a-vis de finanțe. Arta secolelor trecute te va răsfăța. Super oferta la Alsace Mod, set pentru dormitor cu tot cu saltea, 1770 de lei.